ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 28 noiembrie pentru Zodia Vărsător. Haideți să vedem. Oamenii mei dragi, în această zi vă văd foarte curioși, vă văd foarte direcți, să spunem așa, foarte analitici, foarte mentali, veți studia mai bine lucrurile în profunzime, veți fi mai curioși să aprofundați anumite studii sau anumite chestiuni care vă interesează. Un bărbat în semn de foc, berbec, leu sau săgetător va avea un rol important în viața dumneavoastră. Văd că este un bărbat foarte inovativ, carismatic, deschis, pasional. Acest bărbat vă poate da o mână de ajutor, dar în același timp acest bărbat este un pic și cam instabil, să spunem așa, uneori. E posibil să aibă și reacții adverse, să spunem așa. Da. Dar este un personaj care vă ridică moralul când aveți nevoie, vă poate da o mână de ajutor. Și văd că lucrurile tradiționale vor avea un rol important în această zi pentru dumneavoastră, instituțiile. Vă veți simți mai, cum să spun, să mă exprim bine. Vă veți simți că aparțineți acolo unde sunteți, veți simți din ce în ce mai mult că aparțineți acelui loc unde vă aflați. Lucrurile tradiționale, le-am spus, valorile vor avea un rol important în viața dumneavoastră, religia, spiritualitatea, o instituție. Și văd că, cred că cineva vă va da un sfat, văd că veți intra în contact cu o persoană foarte înțeleaptă, care vă va da un sfat, vă poate sfătui în ce vă privește. Văd că în această zi veți fi mai în contact cu spiritualitatea. Văd foarte multă înțelepciune, veți fi mai înțelepți. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmit acest oracol. Wow! Generozitate. Cineva va fi generos cu dumneavoastră sau dumneavoastră veți fi generoși cu alte persoane la rândul dumneavoastră. Vedeți ce frumoasă este cartea. Abundență. Cineva va fi generos cu dumneavoastră, zice să fiți în rând cu divinitatea, cu natura. Generozitate. Foarte frumos. Divinitatea, cum să spun eu, vă va întoarce acea generozitate care ați dat dovadă până în momentul prezent. Că este cartea numărul 12 și 12 mai vorbește și de spiritualitate. Deci veți avea parte de generozitate în această zi sau dumneavoastră veți fi generoși în această zi. Veți da sfaturi bune, veți fi foarte înțeleaptă. Acțiune. Spune să ai curajul de a exprima culorile unice și pline de iubire ale sufletului tău. Da, deci veți fi mai generoși cu alte persoane, vă veți deschide, veți da sfaturi, veți fi înțelepți. Tradițiile, familia va avea un rol important. Spiritualitatea. Veți acționa, veți avea curajul să vorbiți, să vă exprimați. Să arătați iubirea care o are sufletul dumneavoastră pentru ceilalți. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!